cum faci pasul de la teorie la practică? Adică știi la ce să te aștepți sau știi ce-ți spune credința ta, teologia bisericii tale referitor la asta, dar când ești în situația respectivă, cum accepți asta? Păi să știți că foarte greu. Foarte, foarte greu. Și este ca la o fractură. Ca la o fractură. Adică toți am avut câte o fractură sau o luxație cândva în viață. Se rupe și trebuie să aștepți să se vindece. Se rupe osul și trebuie să aștepți să se vindece. Există scurtături pentru asta? Nu există scurtături pentru asta. Te doare? Te doare de mori. Pe cine interesează? E experiența ta. E experiența ta. Acum, când vă spun lucrurile astea, mă refer la faptul că te doare ceea ce lucrează Dumnezeu cu tine, ceea ce înseamnă că îl pun pe Dumnezeu în situația de arhitect sau meșter al acestei operații pe care o face pe viu, cum zice Părintele Hristostom, cu tine. Deci, e experiența ta prin care te trece Dumnezeu, că așa vrea El. Du-o până la capăt. Treci prin ea. Treci prin ea. Am vrea și... să trecem peste, nu prin, de multe ori. Da, numai că ce... Care este... Asta aș putea să zic că este o generalitate pe care aș spune-o apăsat. Și anume că suferința este transformațională. Cine nu înțelege asta, va suferi în continuare. Scopul suferinței este să te transforme. În ce? Într-o versiune mai bună a ta. Să te ducă la adevăr, pentru că tu ești un om care tot timpul caută podurile care trec peste, cum a zis mai devreme. Da, ai vrea să ocolești, ai vrea să existe o formulă prin care să treci dincolo, dar experiența în sine a trece prin, aia este ceea ce contează. Ceea ce contează foarte mult. Este pentru mulți oameni drumul vieții lor. Poate să fie un drum care să nu aibă o distanță geografică. Poate să fie un drum pe care îl parcurgi stând. Stând la tine în fotoliu, confruntându-te cu cancerul tău care știi că crește în tine. Ce faci? Ce faci? Poți să te lași strivit? Sau poți să treci prin experiența asta știind că ea te va schimba și lăsându-te schimbat. Lăsându-te schimbat.